În fiecare ultima vinere a lunii, la sfârșit de program, ieșim organizat în trafic ca să pedalăm, să ne bucurăm de viață și să ne facem loc pe carosabia. Când ieșim de aici din Parcul Izvor, de la rondul bicicliștilor și al biciclistelor, mergem pe trotuar, după care numai pe carosabia. Că acolo e locul transportului alternativ. E mai safe, vorba doamnei. Totuși cerem infrastructură, mai multe piste de pedalat, mai multe parcări de biciclete adecvate și la umbră și la dos. Și nu doar pentru roata de în față, cum fac unii niște rasteluri care ne distrug frânele. Vrem în țară ca afară. Fie disponibilă pedalarea, transport alternativ nepoluant și sănătos. Relieful Bucureștiului e perfect pentru pedalat. Și clima de aici îți permite 11 luni pe an să pedalezi. Dacă ești mai hotărât sau ai mai mult noroc, poți să pedalezi non-stop în București. Respect regulile de circulație, înveți cu cele mai elementare dacă nu ai carnet de conducere și pedalezi. La lucru, la școală, la plimbare, la shopping, bicicleta sau, în cel mai rău caz, trotineta de picior sau electrică. Și dacă ai chef, ultima vinere a lunii, vii cu noi lângă Casa Poporului, în Izvor, cu plecare din rondul bicicliștilor. Urmăriți evenimentul, grupul Masa Critică București. Ne găsiți pe rețele sociale, mai ales pe Facebook. Gratii, oricum periculoase, pot destabiliza roșu, arată alt coleg, adică stop. Și uite așa, ne plimbăm în grup. Pornesc și eu lumina roșie, că se întunecă. Acum și-o pornesc pe cealaltă din față, dar încă e prea devreme, nu se vede mare lucru. Chiar dacă luna se vede, se luminează deja, dar încă și soarele e pe cer. Dacă apare ceva exotic. Și ăștia fac niște măsurători aici, probabil ca să vadă cât îți de aproape apele și cât de mult poate construiască în parc.
Deci e clar că nu degeaba au tăiat parcul Iore. Au planuri mari. Ce părere ai de așa ceva? Pedalez cu grupul Masa Critică pe aici și iată, am ajuns în locul unde protestăm joi și duminică seara. Un pic, n-a vrut. A preferat să ne pună viața în pericol.